Rusia continuă să-și concentreze potențialul militar pentru a câștiga controlul asupra regiunii Donbas din estul Ucrainei, care a fost obiectivul încă de la începutul războiului. După eșecul în ocuparea capitalei Kiev, forțele rusești s-au îndreptat masiv spre est. Conform unui expert, este probabil ca Rusia să țintească Moldova, dacă va avea succes în invazia Ucrainei sau chiar mai repede. Conform hotnews.ro, perspectiva lansării unei invazii similare în Moldova, mica republică din sudul Ucrainei, îngrijorează de luni de zile. Ca și vecinul său atacat, Republica Moldova a fost teritoriu sovietic până în 1991, iar regiunea separatistă de-a lungul graniței cu Ucraina, Transnistria, a fost recunoscută de Moscova, dar de niciun alt membru al ONU. Cum vede situația între Rusia și Republica Moldova? Credeți că războiul se va extinde? S-ar putea, dacă la cască lucrurile se perpetuează și nu-și văd de treabă, s-ar putea să se extinde, pentru că rușii au pierdut mult din teritorii după desfințarea Uniunii Sovietice și probabil că vor să-și refacă din nou imperiul lor. Probabil, așa gândesc ei. De fapt, ei totdeauna a fost... un popor din ăsta măreț și cotropitor. Încă de pe timpul țarilor, ei se extindeau și ocupau teritorii străini. Mulți au speculat că Rusia va acționa ca să preia controlul asupra Moldovei, după o ipotetică victorie în Ucraina. Dar un autor istoric și expert în istoria geopolitică a Rusiei a declarat pentru Express UK că invadarea Moldovei ar putea începe mult mai repede. Cum vedeți situația între Republica Moldova și Rusia? Credeți că războiul se va extinde? S-ar putea să extindă. Depinde acum de negocierile pe care le o avea. Nu se știe cât și cum. Terenul a fost deja pregătit în Moldova. În jur de 2000 de ofițeri de menținere a păcii au rămas staționați în Transnistria după dispariția Uniunii Sovietice, iar în ultimul deceniu au eliberat pașapoarte rusești populației vorbitoare de limbă rusă. Cum vede situația între Rusia și Republica Moldova? Credeți că războiul se va extinde? Nu. Nu se extinde, că s-au încurcat rău cu Ucraina. Dacă le mergea ușor cu Ucraina, se extindea peste tot. Oficialii ruși au negat anterior subiectul invadării Moldovei. Adjunct al ministrului de externe a spus în aprilie că ei vor evita un asemenea scenariu. Premierul moldovean Natalia Gavriliță a spus la sfârșitul lui iulie că este foarte îngrijorată de perspectiva unei invazii rusești, dar a adăugat că în prezent este un scenariu ipotetic. Relatează hotnews.ro.